Șansa la viață pentru pacienții români care riscau să rămână fără medicamente. După conferința organizată în cadrul proiectului România Inteligentă, la care Antena 3 și Jurnalul au tras un semnal de alarmă asupra lipsei tratamentelor din România, reprezentanții legislativului au intervenit ca să rezolve situația. Taxa clawback, pe care producătorii de medicamente trebuie să o plătească statului, va fi modificată acum, astfel încât să nu mai încurce, ci să ajute cu adevărat. Mii de medicamente au dispărut în ultimii ani de pe piața românească, iar în locul lor au intrat doar câteva sute la un preț mult mai mare. Din acest motiv, bolnavii au fost nevoiți să-și întrerupă tratamentul, ori starea acestora de sănătate s-a agravat. Aceste probleme, dar și cea legată de taxa clawback, au fost semnalate în cadrul conferinței în domeniul sănătății organizată pe 7 aprilie, sub egida România Inteligentă de Antena 3 și Jurnalul. De atunci însă, reprezentanții Parlamentului s-au mobilizat și pare că lucrurile încep să se miște în direcția bună. Împreună cu colegii mei din Parlament am început acest demers de a schimba taxa clawback, a declarat Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. De altfel, încă din cadrul evenimentului, el subliniase necesitatea unui efort bugetar pentru accesul bolnavilor la medicamente. Cred că și interesul nostru și a Ministerului de Sănătate este să încercăm să ținem sub control prețul final, mai ales la medicamentele mai ieftine, la medicamentele generice. E nevoie, totuși, să ne așezăm cu toții la masă, înțelegem cu toții sistemul, înțelegem cu toții greutățile, dar trebuie să ne gândim în primul și în primul rând la români. Un pacient care nu are acces la tratament este un pacient care are nevoie de asistență medicală, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru spitalizare. Atrăgea atenția și ministrul sănătății în urmă cu 3 săptămâni. Tot vrând să facem economii, plătim mai mulți bani. Într-un mod foarte simplu. Toți scădem prețul la niște medicamente care dispar de pe piață, care sunt cele mai ieftine. Ele nu mai sunt interesate, nu mai sunt distribuite și imediat intră în utilizare următorul, care e mult mai scump decât și la finalul zilei plătim mai mulți bani decât mai puțin bani. Autoritățile cred că dispariția medicamentelor ar putea fi stopată însă prin măsuri punctuale care să vină în sprijinul direct al producătorului. Pentru medicamentele generice produse în România, taxa cred că ar trebui să fie zero. Pentru medicamentele generice produse în altă parte, e adevărat că este necesară o reducere a acestei taxe. Criza medicamentelor din ultimii ani a schimbat viețile a mii de bolnavi oncologici sau cu alte patologii grave din România. Tratamentele au dispărut peste noapte, în principal din cauza taxei clawback pe care producătorii de medicamente trebuie să o plătească statului. Ca rezultat al neimplicării la timp sau al neimplicării eficiente, să știți că la ora actuală ne lipsesc peste 5.000 de produse generice de pe piață, pentru că suntem în situația că nu rentează la foarte multă lume sau foarte mulți operatori din piață. Taxa clawback a fost introdusă în România în urmă cu 13 ani, în perioada crizei financiare, însă, deși am depășit de mult momentul, ea este în vigoare și în prezent. Ultima oară a fost modificată în 2020, când a fost plafonată de la 28% la 20% pentru medicamentele generice. Prin urmare, pentru a putea asigura accesul bolnavilor la tratamente, companiile și asociațiile din domeniu propun micșorarea ei cu încă 6% sau gradual.